Doamne, m-a dat Dumnezeu inteligență. Bă, ce fain stau pe șobă, relax, întins. Doamne, cât de fain și de mulțumit. Atâta sunt încântat de el. Când am zis pe trotinetă la stadion că atâta sunt încântat de trotinetă, acum zic, du-te, bă, nu se compară cu trotinetă. Da, da, nu faci mișcare, corect. Nastol, trebuie să reduci viteza unde sunt mulți bicicliști. Că ei nu țin dreapta, ei fac așa. 25, frate, că pun radar pe vizită. Nu vă luați după ce arată. Nu arată bine asta, nu știu ce dreapta trebuie. La vibrat, pe lumea. N-am 30 acum, până-i lumea. Uite-ți că sare. Sau nu mai realizez eu cum îți din mișcare. Nu că nu realizez eu cum bate vântul. Și când stai întins, centrul de gravitate jos, relax. Dacă acum aș fi la viteza asta pe trotinetă, mi s-ar părea mult mai tare altceva. Dacă tu când stai pe spate, relax, nu mai apreciez viteza aia. Dacă acum aș schimba la aceeași viteză cum ar veni configurația. Dar dă-te, bă, trage dreapta, nu trebuie. Deci de prost. Da. Deci dacă acum dintr-o dată te-ai pune pe trotinetă, ar trebui ăsta, faci, ți se pare, bate vântul ăla. Stai în picioare, men, când ai greșit pe trotinetă. Dar nu mai crezi. Hai, noroc. Salutare. Macintosh și frate. Ia să vedem. Care-i problema? Te dai afară până pe iarbă, că doar nu te murdărești prea didași. Ăștia care merg pe jos și că unul în stânga, unul în dreapta. Bă, men, mă lași cu din ăștia. Da, uite, percerea ți scade. Dacă mergi tare afară, da. Pot să golesc acumulatorul ăsta în 30 de km, 35. Mers numai tare, nepedalat deloc, normal, 21 de amperi, pe 48 de volți, mers tare, 40, 35, la ce putem da 50 s-a dus, dacă ai numai tare, nu pedalezi deloc, da, îl golesc în 30 de km. Ce-i fain asta că e descărcare, nu-i prin BMS. Pâl pe ultima linie și tot se întinde și merge, poți să-l descarc. Asta, da, recomand descărcare non-BM și atunci poți să mergi cu el până descarci. Da, atunci pot, dar n-am mers niciodată. Va funcționa motorul ăsta care și pe 36 și pe 48 va funcționa, poți să descarci atunci celula până la 3, 2. Da, nu zic. Boss. Ah, mas não.
și iasă unul din față. Eu am frâne bune pe asta. Vedeți că Vibrecu furnează peste disc. Eu fac pariu cu voi pe frânări, când e uscat și când plouă. Dar cu Ashima, vedeți că există plăcuțe Ashima. Chiar asta m-a dat dreptate unul. Este Vibrecu de Kenodel, este Vibrecu paralelogram. Sunt cercuri, lasă-mă, nu. Da, dacă ai disc de 200 și pe patul piscinoase, nu știu cum, dar și acolo, mentenanță, tot timpul uscat, nu zic nu. Bă, boss, păi am niște Vibrecuri, vreți să frânezi? Du-te, bă, deci. Tot timpul verifica Vibrecuri curățat, nu merg pe zăpadă. Care e problema asta? Și acum pedale. Știți ce vreau să-mi cumpăr la Shopper? Dacă găsesc un butuc schimbător 3 viteze în butuc, macar 3 viteze în butuc, dar trebuie să găsesc ăsta lat, de Shopper. Eu nu pot să pedalez la viteza. Acolo am băgat a 3 în butuc și am pedalat, boss. Fainere morții ăștia, băgat cu spidul acolo. O că opresc aici, liniștit. Nu depășesc, opresc aici. Mersi aici. Merg încet, că... aici așa. Se finito, se finito. Are neununțat la livadă, că era coada mare și eu nu stau. Să mânc o oră la coadă, să-mi stric eu ziua, mă, eu prefer să mă plimb. Pe filmarea asta care o încarc pe YouTube, explic cum zicnesc oamenii. Că zic, bă, du-te cu mașina la livadă, bă, oamenilor. Că ai ciudă pe mașină, bă, omule, dacă am făcut șopărul și eu de mic sunt cu bicicle. Eu chiar sunt pasionat, men, de bicicle. Ai ideea de întâi mai să mă relaxez pe bicicle, bicicle anti-stres, anti... depresie, relaxare, cum să te duci cu mașina, mă, în ziua liberă, mă? Să ce? Că ajungi mai repede în niciun caz. Dar cine dracu mă grăbește? Ai ideea. Ai ideea să... Nu știu ce să vă mai spun, dragilor, pe YouTube. Ce să vă mai spun? Ai ideea să mă relaxez. Liniștea aia la electrică. Și dacă nu electrică, la pedale. Pe cât am pedalat eu, ar fi fost planeta futui, să nu mai zic. N-are rost. Normal că ai bicicle, aia, la cât am pedalat eu și cât am reparat și cât am făcut și rulez banii câte bicicle am luat eu. Da, care e problema? Am luat la jumătate de preț, am vândut dublu, dar după ce le faci, le modifici, le... Nu chiar dublu, ai, na, și castane, o iei, o speli, o cureți de rugine, schimbi șițul, ghidonul, asta fac cu bicicle, care e problema? Asta îmi place. E un lucru în mâna a doua, îl vinzi, nu, n-ai mă nicio treabă, ce treabă cu toți oamenii vorbesc, jignesc, că nu, că ai ceva cu mașina, că du-te cu mașina. Ce mașină, mă, ce să mă duc cu mașina? Despre ce vorbesc? Hai, hai, Iulia, na, salutare. Da, ai nevoie de mașină, nu zic nu, care are, care îi place, face ce vreți, stați, dormiți în mașină, nu mă interesează, nu asta e subiectul. I-am zis la Nemes, bă, iară mă enervez. Uite, intră pe YouTube. Asta e, oricum nu știe lumea cine e el, numele. Hai, salutare, YouTuber, numai bine. Tot, ce tot îmi scrie de mașină, că ia-ți mașină, nu știu ce mașină. Bă, lasă-mă, mă. Hai, salutare, numai bine. Uite, ajung și prototipul ăsta. Șmecheră bicicla asta. Bafang 500. Hai, noroc. Pas 2, bă, normal că de-aia te aștept, are 9 level, dar n-am face mișcare, pe pas 4 trebuie să mergi,